La cererea mea, Ministerul Educației anunță că numărul locurilor în școlile de poliție, jandarmerie și pompieri se dublează pentru acest an. Cele 2668 de locuri din cifra prezentă de școlarizare vor fi suplimentate cu 2891 de locuri pentru anul întâi la învățământul post-liceal militar. Ministerul Afacerilor Interne înregistrează un deficit accentuat de resurse umane generat de diferența dintre intrările și ieșirile din sistem. Școlarizarea în sistem suveică presupune că o serie se va afla la curs, în timp ce cealaltă serie se va afla în stadiu de practică. Administrația Națională de Meteorologie a prezentat azi estimarea evoluției vremii până pe data de 16 ianuarie. Potrivit meteorologilor, în Oltenia temperatura aerului va avea tendința de scădere. Până vineri, valorile termice vor fi cu mult mai ridicate față de normele perioadei, cu maxime de 15 grade. După 7 ianuarie, media valorilor diurne va ajunge la 6 grade, iar a celor nocturne la 0 grade. Spre sfârșitul intervalului, maximele se vor situa în jurul la 4 grade, iar minimele vor coborî spre minus 3 grade Celsius. Probabilitatea pentru precipitații va fi ridicată în intervalul 8-12 ianuarie. Azi, elevii de gimnaziu și liceu au revenit în bănci după vacanța de iarnă, mai devreme cu o săptămână decât elevii claselor preșcolare și primare, ce vor începe școala pe 10 ianuarie. Între semestrul 1 și al 2-lea va fi în acest an doar un weekend, 15-16 ianuarie, neexistând o vacanță intersemestrială. Semestrul 2 va începe pe 17 ianuarie. Următoarea vacanță pentru toți elevii, cea de primăvară, va fi în perioada 15 aprilie-1 mai. Oltenii care anul trecut nu și-au luat zilele legale de concediu de odihnă le pot solicita încă angajatorilor până pe data de 30 iunie. Durata minimă a concediului de odihnă anual este de 20 de zile lucrătoare, numărul acestora crescând în funcție de vechimea muncă sau condițiile grele de lucru. Compensarea în bani a concediului se face doar în cazul în care salariatul se decide să schimbe locul de muncă. Anul care tocmai s-a încheiat a adus pentru români un nou record privind numărul mașinilor second-hand care s-au tranzacționat pe plan intern, peste 650.000. Este cel mai mare număr înregistrat vreodată, iar cea mai bună lună a fost martie. Cifra este de peste 5 ori mai mare decât totalul de mașini noi înmatriculate anul trecut. La acest număr se adaugă alte 395.000 de mașini tot la mâna a doua aduse în România din alte țări.